Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Va trebui să ascultați un pic de muzică, e o muzică relaxantă. Poate că odată o să vă lasă și vedeți. Dar deocamdată am poziționat să vedeți cărțile, nu muzica, videoclipul. Nu, de alta, dar se aude de la etajul de deasupra, lateral, în fine. Dragii mei, niște mesaje au venit deja în timp ce am amestecat cărțile, deși eu o să mai trag o carte imediat după ce explic niște chestiuni. În primul rând, la energia generală a apărut 10 de monede. 10 de monede care pentru mine reprezintă casă, casă tradițională, familie tradițională, educație tradițională, un job tradițional, chiar dacă e de succes, este bazat pe o educație tradițională. Stabilitate, asta datorită educației tradiționale. Nu știu de ce, dar nu prea vă văd eu în energia asta. Aici e probabil că meditați. Unii dintre voi, băi, care e treaba cu ori tradiție, ori dragoste? Pentru că văd aici un rege de aer și o regină de apă. Nu contează, poate să fie și invers. O energie masculină mentală și o energie feminină emoțională. Și aici este o luptă interioară între cele două, între minte și suflet. Cum se poate întâlni tradiția? Mersi de inspirație că nu mă așteptam să comunic așa, dar vedeți că timp ce sunt online, cuvintele vin altfel. Canalizarea se manifestă instantaneu. Meditați eventual. Frumos ar fi să meditați că totuși gemenii sunt gânditori. Chiar dacă sunteți ascendenți sau noi, sunteți gânditori. Și aici, ideea este cum să manifesti abundență, stabilitate, o familie reușită, da? În așa fel încât să împaci, că e o luptă interioară, să împaci și mintea și sufletul. Și nevoile logice, raționale și cele sentimentale, emoționale. Pe de altă parte, regele de aer, dacă e un bărbat de aer, acesta se luptă în interiorul său. Se luptă. Se luptă să nu exprime eventual pasiunea, să nu exprime o latură emoțională pentru că a fost învățat să se manifeste într-un anume fel, tradițional. Da? Și această luptă este în legătură cu o femeie emoțională care se simte trădată, 10 de aer, din cauza că această conexiune foarte profundă care este între cei doi bărbat-femeie, patru de foc, cuplu divin, da? Provoacă independența cuiva versus noțiunea de stabilitate tradițională. Sper că ați înțeles. Măi, în principiu voi înțelege și printre cuvinte că vorba aia. De la gemeni am învățat să vorbesc așa, printre cuvinte. Da, nu, gemenii pot să fie foarte subtili, dar aici este lupta între minte și suflet a unora, repet, care au fost învățați în particular, o categorie de bărbați care manifestă lună, poate să fie ascendent, nu neapărat doar soarele, care au fost învățați să fie sobers, da? Să fie sobers, să fie, am și să fie sobri, să fie raționali, cool, da, în echilibru și să nu dea atenție emoțiilor. Acum, ce e foarte interesant, să vedeți cum se leagă totuși din categoria pe care o să o folosesc pentru crucea celtică, au vrut patru cărți să vină, dar au venit așa, toate au venit pe orizontal. E o energie în mișcare, într-o stare de neîncredere. Neîncredere exprimată și prin doi de monede. În ce sens neîncredere? Nu știți încă ce să alegeți. Aia sau aia, aia sau aia. Pe de o parte, ați vrea o nouă dragoste, ați vrea ca cineva să vă exprime, da? Să-și deschidă sufletul, să vă ofere ceva pur, fin. Dar pe de altă parte, când vine personajul, stați supărați și închiși. Unii dintre voi, nu toți. Poate să fie și invers. Și atunci, ce trebuie să alegeți? Vreți să comunicați? Vreți să manifestați în practic? Cum poți să ajungi la 10 de monede? Că la asta, lucrurile astea vă gândiți, voi meditați în acest 4 de cupe. Da?
aceste lucruri meditații. Cum să ajungi la 10 de monede, stabilitatea aceea tradițională, să zicem, dacă nu faci primii pași? Însă, ok, ați înțeles, primii pași trebuie făcuți, da? Încep cu valetul și țâc, 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 ajungi la 10 de monede, la un moment dat, cândva. Dar, înainte de valetul de monede, ca să faci primii pași, ce faci, ce alegi? 4 de cupe sau 9 de cupe? Adică, satisfacție, dragoste față de voi, respect față de voi, eventual persoana față de care simțiți emoții copleșitoare, pe care o simțiți că este căzută ca din cer, care simțiți că este parte din destinul vostru, sau 4 de cupe. Această stare de plictiseală, lictis, plictis. Deprimare chiar pentru unii. În care, da, 4 e energie stabilă, este casa. 4 reprezintă casa. Da? În general, casa are această formă. 4 pereți, nu? Și camerele sunt în 4 pereți. Mai sparge noi pereții, dar tot 4 rămân. Și atunci, ori stați în această energie, așa zisă, tradițională, dar în care vă plictisiți. Și dacă vine o oportunitate, dacă vine acest 9 de cupe, dacă vine dragostea, ați vrea să o luați, dar unii dintre voi sunteți așa. Evident că poate să fie și invers, dar totuși cărțile au venit la voi și atunci bănuiesc că sunteți și o parte dintre voi în această energie. O casă plictisitoare versus un personaj sau voi, ori voi independenți, ori și bucurându-vă de voi înșivă și de reușitele voastre și de viață, de destin, ori un personaj care vă face să vă emoționați, vă umple sufletul și cu care ați vrea să începeți ceva, adică nu doar emoții, doamne, trebuie și să realizăm, nu? Dar cum, dacă energiile sunt așa, pe orizontal? Și asta nu știu cât este de grozav. Dacă ați reușit să le mișcați în sus, ca să țintească, da? În sus, adică în acțiune, ar fi minunat. Are și ceva, măcar ați alege și ați acționa. Dar tocmai pentru că e orizontal, da? E pe 2D, pe plan. Rămâne undeva, rămân emoțiile, rămâne dorința, rămâne speranța, că 9 de cupe înseamnă și speranță pentru mine. Dar până la urmă, ce se manifestă concret? Interesant e că la capătul setului de cărți aveți un 6 de spade, dorința de a călători, de a lăsa în urmă, da, decepția aceasta, plictiseala, apele tulburi, luptele acestea interioare. Am amestecat cărțile, ați văzut puterea acolo, da? Cu voi sau cu alții. Și să mergeți înspre ce, dragii mei? 6 și 6, da? 6-6, vibrația anului 2022. Să mergeți înspre sufletul pereche. Să oferiți scuze unii dintre voi, explicații, să manifestați acest valet de monede în practic, niște flori, ciocolățele, pur și simplu, nu știu, ceva, voi știți. Dar trebuie să treceți printr-un portal interesant. Opa! Trebuie să ieșiți din această casă, nu? Din acea casă în care vă plictisiți că tu ai, dar ce imagini vin? Trebuie să ieșiți din această casă, 4 de cupe, vedeți? Și aici e casa 4. Poate că sunteți păziți, poate că sunteți spionați de cineva, dar asta e, simțiți că dacă nu vă întâlniți, vă apucați de băutură. Glumesc. Sper că nu. Că nu-i bine. Ideea este că, da, vreți să lăsați în urmă apele tulburii. Vreți să plecați cu cineva sau, da, ați vrea să călătoriți cu cineva, în special cu sufletul vostru perechi. Interesant. Vreți să vă bucurați acel... Opa, așa, vreți să vă bucurați de femeia voastră divină, domnilor? Opa, what the shit? What the... Wow, împăratul și împărăteasa. Sper că s-a pus bip automat.
împăratul și împărăteasa. Ați vrea să munciți împreună sau poate v-ați întâlni la locul de muncă cu perechea voastră divină? Probabil că a apărut turnul la un moment dat, în trăsnet, un moment șocant. Probabil. Dar acum, ideea este că vreți să vă întâlniți, știți. Vai, dar știți că acest personaj, știți, simțiți. Că acest personaj către care ați vrea să mergeți unii dintre voi, care vă aduce multă fericire și cu care vreți să vă întâlniți și să vă reuniți într-un singur trup, suflet, minte, da? Este sufletul vostru pereche, perechea voastră divină, flacăra geamănă, spuneți cum îi spuneți. Poate că bărbații, în special, energia masculină s-a concentrat... Masculin, nu apărat bărbații. Energia masculină pot să fie și femeile. Energia masculină s-a concentrat prea mult pe muncă. Și a preferat să spioneze sau să comunice mai puțin. Dar această, iau-te, această pasiune arde, arde, se consumă, vă consumă. Vă luptați cu această pasiune, atracție pentru... Pentru cine? Pentru sufletelul vostru drag. Aveți un sufletel drag. Acum rămâne de descoperit dacă în această viață veți fi împreună și veți face lucruri mari. Iubiroza, avem împăratul și împărăteasa, au o împărăție de condus, au lucruri mari importante de făcut, sau aceasta este de un domeniu care ține de o altă viață anterioară, pentru că șase de cupe este recunoașterea a două suflete care s-au mai întâlnit într-o altă viață. Dar pentru asta trebuie să ieșiți din 3D, din 4D, da? Din 3D, 4D, în care sunteți unii dintre voi și să intrați într-un alt, printr-un portal, o altă dimensiune, da? Ca să vă întâlniți acolo, eventual, și să puteți să manifestați măcar acolo, în acel plan, ceva frumos și apoi în acest plan, încet, încet, să vă hotărâți odată, doi de monede, să vă hotărâți să faceți și în acest plan să continuați parte din misiunea voastră. Interesante cărți. Nu mă așteptam să vorbesc atât de mult. Nu pot să stau în poziția asta prea mult. Așadar, prefer să amestec în spate. Dacă, dragii mei, nu aveți încredere, cine nu are încredere, vă invit să nu mai ascultați. Pentru că, în general, dacă nu aveți încredere, chiar n-are rost să ascultați. E un nonsens. Și gemenii nu prea au plăcere să manifeste nonsensuri, nu? Hai să vedem energia generală. Energia generală pentru gemeni în ianuarie 2021. Rămâne de văzut împăratul și împărăteasa când s-a manifestat undeva cândva în altă dimensiune, în altă viață. Interesant, 5 de foc. Sau urmează să se manifeste în această viață. Tentația. La capătul setului de căs, tentația, regina de aer. Ați putea să fiți voi, iar aer și apă. Regina de aer, puteți să fiți voi, da? Simte multe emoții, atât de multe încât le consideră intoxicante cu această tentație. Și tocmai pentru că simte atât de multe, ar putea să le considere, nu desconsidere, să le considere o tentație. Dar asta e. Interesant este că 15 tot la 6 se reduce. În fine. 5 de foc. 5 de foc sunt conflicte. Conflicte interioare, dar și exterioare. Poate să fie lupte cu concurența, cu... și în plan sentimental și în plan profesional. Lupte acasă, că tot am văzut puterea. Tradiția versus suflet, dragoste adevărată, vedeți, sunt lupte. Că dacă ați fost crescuți într-un anume fel, unii dintre voi o să zică familia, dar ce ai nevoie de dragoste? Dacă ai bani, dacă ai stabilitate, dacă ai un soț, o soție stabilă, da? Pentru ce mai ai nevoie de dragoste? Că dragostea nu există, este doar un truc. O expresie pe care am auzit-o azi noapte, când m-am uitat la al cincilea val. O să vă vorbesc despre filmul ăsta pe foarte scurt, cândva. Interesant. Vedeți? 8 de bâte. Dorința de a merge mai departe, de a comunica despre această pasiune, de a crește, de a călători. Vreți să călătoriți înspre cineva. Hai să vedem. Gemenul. Soare, lună, Venus, ascendentul, lunar, în Gemenul. O dată, de două ori,
zic, ia, de trei ori, ce am vrut aici? Ce am vrut să se arate? Ia uitați, diavolul, iar tentația diavolul, numărul 15, da? Valetul de monede și mesagerul de cupe. Amândouă reprezintă acțiune obsedantă. Vreți cu orice chip. Cu orice chip. E dreptul vostru. Dacă este vorba, dacă, ia uite, mesagerul de cupe și aici. Interesant. Extraordinar. Valetul de pământ tot aici, da? Și marele preot. Ar putea să fie. Vai, marele preot? Și turnul, că tot am vorbit de turn. Ceva se dărâmă în felul în care vedeți tradițiile sau relațiile tradiționale. Casă, căsătorie, credința tradițională, da? Se dărâmă. Patru de pământ, turnul și marele preot. Pui, ai! Da, interesant. Și vreți să reclădiți ceva bazat pe suflet, pe emoții autentice. Dar interesant, vedeți, mai sincronicitate. Cum și aici a apărut valetul de monede și în partea cealaltă și mesagerul de apă, cavalerul de apă. Ce vreau să zic? Da, este dreptul vostru să vă doriți obsedant fericirea. Da. Dar e o fericire aici autentică, spirituală, sufletească. Este Buddha happy. Ați putea să ascultați și Buddha bar, poate vă inspiră până să alegeți acțiunile pe care vreți să le manifestați. Deci această tentație, această situație care inițial a apărut o tentație s-a transformat în niște emoții copleșitoare, posibil, măi, dragii mei, posibil s-a transformat într-o dragoste autentică și adevărată și profundă. Și aici este obsesia de a manifesta în real o întâlnire cu cineva, o împăcare, exprimarea emoțiilor astea, toate pe care le simțiți, eventual, aici este, de-aia se mai și întârzie. Pentru că, pentru mine, diavolul înseamnă și căsătoria tradițională, sunt lanțurile, da? Pentru că este Saturn aici, Saturn, cel care te pune să semnezi că vei sta până moartea vă va despărți, da? De cineva care poate nu e tocmai bun pentru, da? Pentru tine, XY, care ești, da? Și atunci, între cele două manifestări, dorința de a construi ceva real, dar și profund și vindecător și romantic, este o legătură karmică, posibil o căsătorie. Hai să le pun. Ia uite, sunteți dezamăgiți? Mai, suferiți din cauza asta. Normal. Normal că suferiți. Acum trebuie să mai amestec o dată, dacă au apărut acestea. Hai, gemenuți. O dată. De două ori. De trei ori. Dacă vreți să vă spun că unii vă doriți pe cineva cu marcaj în semnul Capricornului, vă zic și chestia asta, dar... Sau mai degrabă ei își doresc să vină spre voi. E posibil și asta. Dar n-aș limita cărțile la doar atât. O dată, de două ori, de trei ori, ianuarie 2022. Yes! Uite că acum și cam mă simt mai binișor. Bine, dacă ține secret, nu spune. În sufletul vostru, marea preoteasă. Dragii mei, pentru unii dintre voi, aveți în suflet un secret. Clar, marea preoteasă înseamnă secret. Frumos ar fi să nu-l dezvăluim, da? Dar, e secretul vostru. Totuși, marea preoteasă înseamnă mai mult decât secrete. Posibil să fie în sufletul vostru dorința de a crește spiritual. Și acesta să fie secretul vostru sau parte din secretele pe care le aveți. Și vă înțeleg. E dreptul vostru să aveți secrete. Numai cineva cu planete în Scorpion vă poate înțelege la capitolul ăsta al secretelor. Dreptul la intimitate. Da? Ideea că eu am aceste planete și înțeleg. Omul are dreptul să își păstreze o zonă doar a lui. În plus, marea preoteasă reprezintă o vibrație foarte înaltă. Nu doar secrete. Secretele în sine reprezintă o vibrație joasă. Teoretic ar trebui să fie într-o poziție mai șubredă, dar totuși a apărut o poziție normală. Eu n-aș limita marea preoteasă o carte atât de superbă la secrete. Pe lângă aspectul misterios,
posibil în sufletul vostru, al unora dintre voi, iar depinde de educație și de ceea ce vreți voi să faceți, să fie, să simțiți în suflet dorința de a înțelege universul și din alte perspective, nu chiar oculte, dar chestiuni care țin de spiritualitate, să vă înțelege sufletul în dimensiuni necunoscute până acum. Deci am oftat. În plus, Marea Preoteasă poate să fie o persoană cu o vibrație înaltă, o persoană care studiază astrologia, Reiki, tarotul și alte domenii care țin de spiritualitate neconvențională, apropo de tradițional versus netradițional. O persoană care înțelege aspectul dual al vieții, al lucrurilor pe care le manifestăm, albul și negru, da, dreptatea și nedreptatea, întunericul și lumina. Ori o persoană, ori sunteți voi căutând aceste aspecte în voi. Unii dintre voi și minunat. Varianta negativă ar fi că e un secret acolo. Am putea să încercăm să-l clarificăm, deși nu e prea frumos. Provocare este 10 de bâte, exact. Epuizarea. Pentru mine 10 de bâte este o căsătorie, pentru că în general 10 le ține de căsătorie pentru mine, printre multe alte semnificații, o căsătorie sau un job, e casa 10-a publică, ori job epuizant, ori căsătorie epuizantă. Și jobul epuizant pentru că l-ați ales tradițional, nu l-ați ales din suflet. Chiar dacă faceți ce vă place, că poate unii faceți ce vă place, dar este un aspect în acel job în care eventual sunteți slujbași și nu conduceți și are o problemă. E nasol când trebuie să primești ordine și să le execuți. E epuizant. Acum, repet, poate este în sufletul vostru un secret versus căsătoria sau jobul epuizant. Ce faceți? Ce alegeți? E provocarea. Cum vă manifestați? În trecutul anterior, vreau să zic, îndepărtat, a ieșit anterior. Tot aia, că e anterior pe trecut, da? Cavalerul de cupe. V-ați întâlnit cu cineva romantic, sensibil, cu calități de vindecător, care va alina sufletul. V-ați întâlnit, ați comunicat. Cavalerul merge, eventual v-ați întâlnit la un drum, pentru că e cavalerii pe cal, de mișcare. Ați comunicat de la suflet la suflet, opa, și a apărut iar imaginea aceasta tradițională, regele de monede. Că sunteți voi, că sunt ei, căsătoriți, puternici, într-o poziție de autoritate financiară, în mod special. Iar. Poate căsătoria, bărbatul, soțul sau soția provoacă această întâlnire. Interesant. În viitor aveți cavalerul de bâte. Până la urmă o să vă mobilizați. Voi într-o opa așa, turnul, trăsnetul. Un eveniment șoc. Ce este șocant? În general, să știți, Marea Preoteasă și turnul, cât am încercat să clarificăm, întotdeauna va rămâne o zonă neclarificată, pentru că asta e natura cărților, dragii mei. Ca să înțelegeți și voi, cine tot caută și colege care poate ascultă, da? Ambele au o natură misterioasă, bine, mai sunt și alte cărți, da? Dar Marea Preoteasă, asta e. Sunt mistere peste mistere peste mistere, voluri peste voluri. La turn, la fel. Fiind un eveniment șoc, un eveniment neașteptat, cât ai căuta, acel neașteptat rămâne neașteptat, pentru că asta este decizia divină, da? Este neașteptat. Pentru că asta se vrea, să se producă șocul, trezirea și dărâmarea unor convenții, eventual a unor construcții tradiționale. Sfatul, ce frumos, sfatul este faetonul, să vă luați mașina, dacă tot am vorbit de călătorie, și să mergeți, dragii mei, către steaua voastră, către destinul vostru. Eventual studiați astrologia, ori studiați pe cont propriu, ori vă inspirați cu această Mare Preoteasă, pentru că aici este un cer înstelat, este luna, urmați-vă intuiția, urmați-vă luna ce reprezintă, latura voastră emoțională, da? Ascultați-vă sufletul, eventual echilibrați-l cu mintea, studiind astrologia, dar pentru asta, că astrologia nu înseamnă
Adică are și un aspect rațional, asta vreau să zic, astrologia are un aspect rațional al ei. Nu e ca tarotul, totuși. Însă, va trebui să alegeți. Iar, moment de alegere. Vedem. Aveți, sper că nu aveți probleme cu mașina, pentru că a apărut în poziție normală, dar trebuie să vă luați, să vă mobilizați mai bine, să vă mobilizați și să vă mișcați înspre steaua voastră, înspre destinul vostru, partenerul vostru, cel mai... Oh, ce frumos! Mai, în sfârșit o etalare coerentă, că la Taur nu prea a fost așa. Ia, nu supun eu să vedeți. Deci, sfatul era faetonul. Exterior, soarele. O persoană jucăușă, solară, vibrantă, vă inspiră. Acest personaj vă inspiră, eventual vă trezește. Sau vă cheamă. Sau vă cheamă, râde, glumește și vă cheamă, vă inspiră. Iar tot un cal vă inspiră la călătorie, la descoperirea copilului divin sau redescoperirea, la descoperirea bărbatului divin, energie masculină divină, da? Nu zic că energie masculină, zic că e o persoană solară în principiu, poate are ascendent, lună, Venus, soare în zodia leului, nu trebuie musai să fie zodia leului, dar cineva cu marcaj de varianta pozitivă, că lei sunt și negativ și pozitiv, da? Și atunci vorbesc de o variantă pozitivă a acestei zodii într-o anumită manifestare sau săgetător, că e calul. Deci vă este teamă de stagnare și e tipic, e normal, vă înțeleg, am și planete și în săgetător și în gemeni, dar vă înțeleg. Ia iurea să stai pe loc, ia iurea, dar uneori trebuie să fii și precaut. Deci vă este teamă de acest lucru în grădina voastră. Când vorba aceea, puteți să vă extindeți, că asta înseamnă Soarele și Jupiter se extind. Când puteți să vibrați. Vă este teamă că ați obosit lucrând în aceste construcții tradiționale sau relații, că e casa șaptea relațiilor, da? Contractuale sau de lungă durată. Că ați obosit să lucrați. Ați obosit să fiți precauți. V-ați, unii dintre voi, chiar că tot a apărut patru de cupe, da? E o plictiseală. Muncă, muncă, casă, muncă, casă, numai există creștere. Expansiune. Ce vă doriți? 5 de bâte. Interesant, a apărut aici 5 de bâte. Deci, sunteți dispuși să vă luptați? Acum, că ar fi și doamne, mai ales doamne care ascultă. În general, 5 de bâte este pentru, mai potrivit pentru energia masculină, dar pentru doamne, acești 5 de bâte este dorința voastră de a fi creative și de a face față conflictelor care sunt în jurul vostru în acest moment. Pentru că sunt conflicte, dar trebuie să găsiți soluții creative. Eventual, dacă sunteți doamne, poate vă doriți tot așa o persoană pasională care este aptă să lupte pentru voi. Pentru că 6 de bâte, victoria nu se poate manifesta decât cu luptă, 5 de bâte, da? Vă doriți eventual o persoană mai activă. Puteți să fiți și voi active? Ah, ce frumos asul de monede! Deci, până la urmă, vă zbateți, faceți voi ceva. Și începeți reconstrucția turnului și poate nu o să fie un turn, poate o să fie un palat, why not, în care să stea împăratul și împărăteasa. Că împăratul și împărăteasa nu pot să stea în turn. Da? Au nevoie de un palat special. Și atunci, poate vă găsiți teren, spațiu, dar până una alta, înglumit teren și spațiu, ideea este să manifestați în practic, da? Să mergeți, faetonul, dați cu toți de pământ care sunt în jur și să manifestați acest as de monede. Adică, o nouă relație. O relație faină, bazată pe joc, pe dragoste, pe pasiune, pe provocări. 5 de bâte e provocator. I'm a fire starter.
nu știu cât de merge melodia, dar titlul sună bine. Firestarter, da? Un instigator de pasiuni. Posibil că vă doriți pe cineva care aveți impresia că instigă pasiune. 6 de... Ah, ce frumos! De ce la voi apare frumos în ultima vreme? Da, vreți să manifestați ceva nou? Poate unii așteptați, dacă e vorba de job. Așteptați un ajutor financiar ca să puteți manifesta acea mare fericire, 10 de cupe, soarele, varianta mică și varianta mare, ce frumos! Există aspecte în cărțile voastre și din zodia balanței și zodiile de apă, zodii de foc, de pământ, de aer mai puțin, chiar dacă e zodia gemenilor. Adică, sunteți gemeni, orice ați fi ascendent lună, dar manifestați în această perioadă alte aspecte ale voastre. Martele manifestați, soarele, luna. Dar e foarte frumos. Reușiți totuși să echilibrați o situație? Să începeți ceva nou? Să dați cuiva care merită și care vă poate aduce fericirea? Interesant. Să nu mai dați, să nu mai munciți, da? Să nu mai dați în grădini care necesită tot timpul să fie săpate. Aș zice grădini aride, în care fructul iese greu. Și nu mai aveți timp de joacă, nu mai aveți timp de voi și de creșterea voastră spirituală. Bine, pentru cei care o caută. Stați un pic că văd ceva. O energie feminină va fi pusă să aleagă. Asta văd. O energie feminină va fi pusă să aleagă. Pentru unii dintre voi, deși nu văd chestia asta, dar simt, așa o simt. Posibil veți avea o discuție cu cineva, nu știu care dintre voi. Mamă și mamă, așa o presiune la nivelul inimii. Probabil că aici va trebui discutat o chestiune care vă stă pe suflet, da? Veți spune unii dintre voi, nu știu cine e acest personaj, voi știți, voi veți descoperi. Veți spune o femeie în postura în care trebuie să aleagă. Doi de monede. Ce să aleagă? Interesant, în spate văd acel castel despre care am vorbit mai devreme, sau palat pentru mare, pentru împărat și împărăteasă, cuplu divin. Da. Las așa și vedeți voi cum se manifestă acest lucru. La cine se manifestă? La unii dintre voi se va manifesta. Ori voi cereți unei femei, ori dacă sunteți femei, veți fi puse să alegeți. Și tot aud, mă uit la această carte și tot aud totul sau nimic. Ceva de genul ăsta. În fine, asta a fost o canalizare specială. Foarte specială. La capătul setului de cărți, Regina de Bute. Regina de Bâte care reprezintă pasiune. Între voi și cineva există o distanță.
Există o dezamăgire între voi și o persoană singură, independentă, cu care ați simțiți nevoia să refaceți o situație. Cred că turnul acesta, judecata și turnul, ați vrea să refaceți ceva. Dar posibil acest personaj, tocmai pentru că este rănit, da? Din cauza distanței care a fost între voi, mare sau mică, voi știți, ar putea să devină defensiv. Însă, cu răbdare, cu insistență, că 5 de vânt înseamnă insistență. Chiar dacă personajul este defensiv, vorba femeie, nu contează ce este, puteți să-i cuceriți. Regina de vânt. Ar putea să fie chiar acest personaj care cândva v-a inspirat și ceva s-a întâmplat. Apare un turn. Mesajele sunt complexe. Vedeți cum se vor așeza în viața voastră. Pentru că ce văd? Văd lucruri, multe lucruri. Ce văd? În momentul în care voi vă doriți 5 de bâte, da? Vreți să vă luptați pentru cineva, pentru o dragoste, pentru soare, pentru trezire, pentru fericire, da? E dreptul vostru. Adică fericirea nu vine așa hotron-tron brusc, a picat în brațele voastre. Nu, uneori trebuie să vă luptați. Și asta face parte din destinul vostru, da? Dacă vreți să vă îmbrățișați destinul, măi, chiar trebuie să mergeți și să luați acțiune. Aici era ideea de la început. Unde vreau să ajung? Chiar dacă acest personaj este defensiv, se apără sau pune... Nu neapărat că se apără, că regina de bâte e regina de bâte. Da? Independentă, cum o fi, frumoasă, pasională, stabilă. În principiu, cine... În principiu e o chestiune de viață, da? Până la urmă. Cine vă... Cine este defensiv în fața unor acțiuni ale voastre, cu alte cuvinte, vă învață să fiți combativi, da? Și într-un fel sau altul, vă învață să fiți mai masculin, să manifestați o energie care e necesară uneori în cucerirea destinului vostru și a fericirii, da? Și a fericirii. V-am zis, fericirea nu vine așa oricum și atunci trebuie să vă zbateți, trebuie să puneți și pe ceilalți să aleagă și voi trebuie să alegeți, dar și ceilalți din jurul vostru vor trebui să aleagă. Dacă lăsați în urmă un trecut, trecutul acela va trebui să aleagă. Eventual, acceptarea situației. Asta alege trecutul. Hai să clarificăm un pic. Mamă, s-a făcut... 12 fără ceva, hai mare pe Jorela. Marea preoteasă, deși nu-i frumos, dar hai să vedem totuși Marea preoteasă. Gemenul, soarele nu vine, s-a ascendent, nu luat în gemen odată. De 2. Și de 3. Oh, de 3 ori, 10 de spade. Pentru că am văzut mai devreme... Poți să asociez. Da. Nu mai e. Dați în urmă. Am văzut regina de aer și 10 de spade chiar de la început, da? În timp ce regele de aer se lupta. Probabil că cineva, o persoană intuitivă, sensibilă, se simte rănită de o anumită situație, de aceste tradiții care unii le încalcă, alții nu le încalcă. Acum ideea este când încalci o tradiție, să o încalci cu un scop înalt. Mai. Dacă suferiți pentru acest personaj, eu repet, e un personaj, eu așa îl văd, personaj de înaltă factură, care probabil și el ea a suferit din cauza voastră și voi suferiți din cauza situației în care sunteți. O situație complicată, da? În care lucrurile nu s-au putut desfășura frumos, coerent, datorită, sau din cauza, mai bine zis, din cauza tradițiilor și a viziunilor tradiționale.
Ideea este că la capătul setului de cărți aveți lumea. A trebuit încheiat acest capitol. Lumea reprezintă și distanță. Poate a fost o distanță, repet, între voi și cineva și din cauza asta s-a produs suferința, dezamăgirea. Mai dăm o carte. Eventual... Poate unii nu știți despre suferința. Marea Preoteasă poate ascunde această suferință. Iar văd multe, repet, văd multe. Mai dăm o carte odată. De două ori. Și de trei ori. Nouă de cupe, vai ce frumos, măi, dar ce energii opuse. Suferință și dragoste, da? Nouă de cupe, speranță. Căia voastră, căia lor, poate să fie ambilor. Ținute în secret. Agonie și extaz în secret. Ia uite, din cauza tradițiilor marelui preot. Marele preot însemnând în mod special căsătoria tradițională, prezent aici prin regele de monede, sau relațiile karmice, uneori, contractuale, poate să fie și un contract la job, responsabilități tradiționale, din cauza acestor lucruri nu se poate manifesta și totuși. Ia uite, iar decizii. 5 de băte. Ce faceți? Stați în această energie în care ați fost educați sau vă deschideți mintea, sufletul către alte dimensiuni. Cum am spus atunci mai devreme, parcă la voi am zis, nu? Când vorbeam de 6 de cupe și cuplu divin. Către alte dimensiuni, dar pentru asta trebuie să vă luptați, să manifestați asul de spade, victorie și succes. Clarificăm 10 de băte. O dată. De două ori. De trei ori. 6 de băte. Pe de o parte, am două mesaje pentru unii dintre voi. Pe de o parte, posibil cu 7 de monede. Unii dintre voi, nu toți, unii, ori voi, ori cei la care vă gândiți, să fie ori într-un job epuizant, care necesită atenția publicului și tot timpul trebuie să muncească. Pe de altă parte, să aibă un job sau o căsătorie epuizantă în care există o persoană narcisistă în jur care le pune multe responsabilități pe umeri. Și atunci, dacă e vorba de acest personaj, să fie alegerile lor greu de făcut. Dacă e vorba de voi, să fie alegerile voastre greu de făcut. Însă mai văd încă un lucru. Că tot a apărut 5 de băte de două ori, ca energie generală și în poziția dorințelor voastre, ca să manifestați victorie, trebuie să dublați efortul 5 și 10. Trebuie să, și interesant, aveți 5 și 5 înseamnă 10. Trebuie să dublați efortul prin care puteți reconstrui ceva sau recuceri. Asta înseamnă cucerirea. A, 6 de băte victorie. Și aici este provocarea. Ca să vă puteți împlini speranța aceasta că va fi mai bine după o decepție, după o dezamăgire, după o separare probabil de cineva drag, trebuie să dublați efortul ca să aveți parte de această victorie. Trecând peste celelalte mesaje, acesta este valabil în cazul în care vreți să cuceriți o anumită persoană. Și interesant că a venit 7 de monede, dar invers în acest caz. Iar 6 de cupe. Da? În legătură cu acest suflet pereche. Numai, ce vreau să zic, nu mai aveți răbdare. Poate unii dintre voi v-ați săturat să așteptați și vreți să se manifeste totuși această întâlnire cu suflet. E un suflet special.
E un suflet special. Hai să vedem totuși turnul. Clarificăm turnul în prezent pentru gemenuțe și gemenuți. Odată. Mai, mai, mai. Asta e. S-a amestecat cărțile de două ori. Și de trei ori. Gemenuți și gemenuțe. The vision. Viziunea. Viziunea. Aici este, trebuie să aveți viziune și undeva ca să puteți reconstrui turnul, trebuie să aveți viziune despre cum vreți voi să-l faceți la loc. Dacă e o separare, interesant, dacă e o separare între voi și cineva, pentru că turnul înseamnă separare, este din cauza că nu vă puteți vedea. Interesant. Și am mai zis de un eveniment șoc. E șoc tocmai pentru că nu puteți vedea. Ori cineva n-a fost atent, atentă, în jur, și se întâmplă ceva neprevăzut, aveți grijă. Vă zic din experiență, dar aveți grijă pe unde mergeți, că eu tocmai am pățit-o. Așadar, pe unde mergeți și cum călcați. The vision. Și atunci, conectați-vă la intuiție, că tot am vorbit de intuiție chiar de la început, da? Conectați-vă la intuiție. Viziunea și șocul. Poate să fie o trezire șoc. Opa! Trezirea celui al treilea ochi. Să începe să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Wow! Și asta să vă facă să deveniți... Cineva vă inspiră, clar. Să deveniți hotărâți în cucerirea destinului vostru. Sau descoperirea, măcar. Măcar teoretic, cam ce ar trebui să faceți, cu cine ar trebui să fiți. Viziunea și turnul. Viziunea și turnul. Iar mai văd un lucru. Vă concentrați prea mult pe o energie statică și nu vedeți că din spate vine acest foc. Ar putea să fie și focul vostru, dorința voastră pe care tot o țineți în control. Încercați să păstrați, eventual unii dintre voi, pentru unii mesajul, încercați să fiți adunați, da, collected, cum se zice în engleză, și cum îi văd pe unii dintre voi, da? Regele de spade e adunat. Dar încercați să fiți calmi, să nu arătați niște lucruri, dar undeva în spate, în zona necunoscutului, spune în casa 12-a, pentru cine are habar, într-o zona necunoscutului, intuiți, simțiți că se apropie ceva, un eveniment. Simțiți. Ia, hai să mai iau o carte. Mai dăm o carte. Pe turnul și viziunea. Invocare. Invocare e un soi de chemare, da? Separarea de cineva vă învață să comunicați într-un mod foarte subtil cu acea persoană, pe de-o parte. Sau cu o anumită persoană, poate nu separarea de acea persoană. Nu știu, vedeți cum se... E un mesaj. Mai canalizez eu, nu stau să explic cărțile tot timpul. Deci separarea de cineva, evenimentul acesta șoc, turnul, dărâmarea construcției tradiționale... Pe de o parte vă învață să, da, vă dezvoltați niște capacități, da? Telepatice, spirituale, poate, pentru unii dintre voi.
Pare rău că tac, dar... Da, uite, interesant de s-a oprit la concepție. Vrei să creași ceva? Ah, poate să fie o idee trăsnet. Am zis idee, viziune și invocare. Invocând niște lucruri, chemând, rugându-vă, încercând să atrageți, să chemați în viața voastră ceva, pare în primul și în primul rând ideea. Dar vor fi și niște evenimente șoc. Afară de astea, vor fi și niște evenimente șoc. Dar mai presus de evenimente, poate să fie și separare, poate să fie și o idee trăsnet, genială, în care începe să vedeți lucrurile, să aveți capacitatea de a atrage și de a, asta vă vor ajuta să concepeți noi proiecte, noi, poate chiar asul de monede, noi relații. E un as de monede chiar aici, dar noi relații. Interesant. Ce ar mai fi de clarificat? Hai să clarificăm 5 de bâte. Regele de monede. Încă nu l-am schimbat. Aici este. Trebuie să vă luptați cu tradiția. Ori cu soțul, soția. Dar nu asta vă doriți, să vă luptați cu ei. Până la urmă nu vă doriți lupta în sine. Cât... Interesant. Regina de spade ați putea să fiți voi aici. Și împăratul. Dacă sunteți energii masculine, da? Regina de spade, gemeni, în varianta sa masculină, împăratul, vă doriți să vă cuceriți stabilitatea și perechea potrivită. Mai dăm o carte. Pentru această 5 de băte și regele de monede odată. Pe două ori. O să-l înlocuiesc săptămâna când mă simt mai bine. Când mă simt mai bine, să-mi treacă mie problemele. 10 de monede. Aici aveți lupte. Dar sigur că nu vă doriți să vă luptați. Cu tradiția a apărut 10 de monede, da? Cu cei de acasă. Cu soțul sau soția aveți conflicte. Voi sau cealaltă persoană. Și interesant că... Repet, dacă vreți să aveți victorii, 5 este urmat de 6. Dacă vreți să aveți victorii, trebuie să dublați eforturi, dar aici e ideea. Ca să păstrați un... Da, o să se dărâme tradiția. Construcția tradițională, vreau să zic. O să se dărâme acea construcție. 10 de monede a venit invers, de fapt. A venit invers tocmai pentru că sunt lupte acolo. Ceva undeva acasă sau în casa în care ați crescut, părinții, familia, soțul, soția, e ceva neregulă acolo. E acolo o problemă. Pe de o parte, vă doriți să fiți independenți și dacă e o persoană independentă pe care vă doriți, vreți să fiți stabili pentru ei, regele de monede, da? Și să schimbați independența lor într-un cuplu care, da, într-o colaborare, prietenie, eventual viitoare căsătorie. Așa v-ați dori voi. Dar ceva acolo cu tradiția nu e... Evident că 10 de monede poate să fie, să reprezinte și o chestiune la job. Dar eu simt că mai degrabă acasă. Așa simt pentru unii dintre voi. Clarificăm asul de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Dacă aveți probleme acasă și unii dintre voi... Extraordinar! A doua oară apare 10 de cupe și regina de cupe. Fantastic! Nu aș vrea să mă fixez pe faptul că acestea reprezintă semne de apă. Nu, poate să fie și altcineva cu altfel de semne, da? Dar o persoană emoțională, o persoană care vă vindecă, o persoană care vă hrănește sufletul și care vă aduce multă fericire, cu acest personaj vreți să începeți ceva nou. Asul de monede. Și pentru asta, dacă ați construit ceva, o altă relație de lungă durată sau o altă construcție, repet, tradițională, aceea se dărâmă ca să permită, nu știu, fericire. Doamne, ce cărți aveți! Ce cărți aveți! Și iar 5 de bâte!
Da? Conflictele sunt pe acest subiect. Dragostea versus tradiția. Dragostea adevărată, fericirea adevărată în cuplu versus un cuplu tradițional stabil, nu zice nimeni, dar... Interesante cărți. Măi, măi, măi. Și temperanță eventuală. Temperanță. Măi, de ce te... Măi, citesc la semn de aer și apar atâtea cărți care reprezintă stare de vis, de telepatie, de emoție, de spiritualitate. Hai să vedem sfatul. Dar e frumoasă etalarea voastră. Mi-aș dori și eu așa etalare, totuși. Odată. Sfat pentru gemenuțe și gemenuți. Posibil cineva, doamnelor, vă oferă posibil. Hai să mai zicem așa, că sunt și doamne, mai ales doamne ascult. Cineva își dorește o nouă relație cu voi, se separă de cineva, de familie sau de eu știu a cine ceva, și își dorește să vă ofere astfel de monede cu 10 de cupe, da? Dragoste adevărată. Ar vrea. Dar trebuie să-i permiteți. Sunt prea multe cărți, nu. Prea mai puținele, totuși. Sfat. Go wild! Da? Fi sălbatici, luptați-vă, că 5 e de fapt casa leului, nu casa 5-a aleului și tot aveți ceva cu marca Juneu. Dacă vreți o viață activă, păi fiți și voi. Go wild! Păi go! Adică... Gemenuțelor, luați-vă mașina, aveți grijă cu viteza totuși. Și pe de altă parte aveți aici o relaxare interesant față de reality check, față de aspectele realiste, vorba vine realiste. Pentru că unii dintre voi deja aveți acces la alte portaluri, la alte dimensiuni. Unii dintre voi cu marea preoteasă în suflet, chiar dacă nu aveți, în curând veți avea, dacă nu singuri, măcar în relație cu un personaj, veți avea acces la alte dimensiuni. Și atunci veți înțelege, asta e o realitate, aceasta pământeană, dar tot pe pământ mai poate fi manifestată o altă realitate, depinde de noi. Da? Go wild! Adică fiți cuceritori, măi! Da, aveți grijă la coamă, aveți coamă, n-aveți coamă, nu urlați totuși chiar atât tare ca acest leu, dar fiți cuceritori. Interesant. Și cuceritor este și sălbatic. Și sălbatic e și acest cavaler de bâte. Da, deci la atac! La atac! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!